Vă salut, dragi urmăritori ai canalului meu de YouTube. Haideți să vedem traseul porumbelului lansat de la etapa Gabarnista, 321 de km, Bulgaria. Asta este traseul care l-a făcut porumbelul. Bună pe Bulgaria. Porumbelul, cum se poate vedea, a zburat cam în linie dreaptă. Seama, mici puțin, am făcut o linie destul de dreaptă. Dar problema este că porumbeii urcă foarte sus spre București. Viteza destul de constantă, 1200 și 1300 și trecut pe deasupra, pe la Oarja. Bradu a ținut centrul orașului Pitești. Trecut pe deasupra la Lidl, la Pitești. Iată, supra spitalului. Trecut pe deasupra Bascov. Și l-a zburat pe pădure foarte bine spre porumbel, foarte bine. A tăiat stradă foarte frumos să zbură porumbelul pe lângă Milcuiu. A venit porumbelul extraordinar de bine. Acum haideți să vedem traseul porumbelului domnului Silviu Tătuț de la Drăgășani.
aici a avut o oprire. Se poate vedea. S-a oprit la apă. Aici. Nu văd să fie apă, dar probabil s-a oprit undeva. S-a pus jos. Ia să vedem cât a poposit. Urmele a făcut 304 km. Femeile a zburat. A făcut mult mai multe curbe. Este foarte interesant. Femeia nu s-a dus spre București. Veni mult, 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 mult mai jos. Cam asta este traseul celor doi porumbei. Vă doresc tuturor abonaților canalului meu de YouTube mult succes în continuare, să aveți etape reușite, fără pierderi și, bineînțeles, cu rezultate de top. Vă doresc o multă sănătate și o seară frumoasă!